găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Celui Nevăzut. Vă propunem un subiect de odihnă și de încordare spirituală în același timp, pentru că astăzi vom vorbi despre frumusețile lumii, despre tainele acestei lumi și acestei creații extrem de complexe și de ofertante pentru cei pasionați de cunoaștere și despre ceea ce ne animă, ceea ce ne imprimă o mișcare a spiritului către cunoașterea lumii. Ne-am gândit să facem această discuție cu domnul Ștefan Cârstea, specialist, cercetător, gradul 1 în fizică la Institutul de Fizică Horia Hulubei de la Măgurele. Bine ați venit la emisiunea noastră. Sărăși, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația aceasta, pentru că n-a fost foarte greu să identificăm frumusețea extraordinară care însoțește profesia de cercetător în fizică și dorința de cunoaștere care alimentează practic parcursul acesta, și m-am gândit să vă provoc la aceasta pentru că am primit foarte multe semnale din partea telespectatorilor Trinitas TV, care au remarcat prestația, prezența și prezentarea dumneavoastră extraordinare de la unele din emisiunile trecute și au simțit această viață a cercetătorului care este foarte mult hrănită de frumusețile lumii, și m-am gândit să și vorbim despre lucrul acesta, pentru că aș vrea, stimați telespectatori, să transmitem această bucurie a cunoașterii și către dumneavoastră, către cei tineri și către profesori, pentru a spori lumina experienței de cunoaștere din învățământ. Vă propun să începem discuția noastră cu ceva foarte simplu. Cum ați început să faceți acest parcurs deosebit legat de fizică? Practic, vă leagă de fizică o perioadă foarte lungă de timp. Cât timp aveți de când sunteți în preajma acestui domeniu și cam de la ce vârstă credeți că a început atracția pentru fizică? Deci eu m-am angajat în cercetarea în 1994, dar atracția pentru fizică a apărut în clasa 5, aveam 12 ani. Deci în 1982-83, da, cam atunci a apărut. Și a fost o carte, a fost un... Au fost mai multe, că aici este foarte interesant. A fost ceva, sunt două aspecte aici care zic că sunt foarte importante. Eu zic că cunoașterea, care oricum este un dar de la Dumnezeu și toată lumea l-are, dar important e cum anume îl valorifici, iar omul recent să-l valorifică un pic mai diferit. Dar în cazul nostru, atunci, cel puțin în vremea comunismului, era mult mai greu să fii distras de către frumusețile digitale sau de divertismentul existent, pentru că nu prea era. Și atunci căutam cumva refugiu, sau nu neapărat refugiu. Era o anumită preocupare care aveam pentru lectură, în speță. Dar aventura cunoașterii, eu zic că are două aspecte. Prima dată trebuie să fii contaminat. Deci trebuie să întâlnești o persoană care e pasionată de așa ceva. Că dacă stai într-un mediu în care se ocupă cu totul altceva, e foarte greu să te apuci tu de unul singur să exersezi exercițiul cunoașterii. Deci prima dată am întâlnit pe cineva pasionat de astronomie și apoi a fost o carte. Era pe vremuri, știți, era Știința pentru toți. Erau niște cărțulițele mici cu niște cerculețe și era o carte mea cu Asari. Da. Era o carte mică, așa. Și acolo am citit efectiv și, fiind foarte ușor scrisă și de popularizare, am reușit să fac și un calcul despre deplasarea spre ușor și viteza de recesie a coasarilor. Și atunci a fost ceva extraordinar. A fost, cred că, unele cele mai frumoase clipe care le-am trăit în toată viața mea, atunci. Și apoi, după aia, a urmat ca o cascadă. Am luat cartea lui Vasile Ureche despre astrofizică, era un pic mai grea. Și m-am strădit și pe aceea să o înțeleg, nu prea. Erau două volume. Nu, asta era tot în Știința pentru toți, era una mică. A, mai mică. Da. Și după aia mai a fost tot în Știința pentru toți, Introducerea în teoria relativității, care era destul de prost scrisă și nu prea am înțeles mare lucru, dar la târziu mi-am dat seama că din această cauză. Deci asta a fost, ca să zic așa, sunt cele două aspecte. Primul a fost întâlnirea cu cineva, deci contaminarea de la un om, și al doilea cărțile. Și mai e un aspect foarte interesant, că la mine a funcționat extraordinar. Nu numai că trebuia să citești despre știință, dar trebuie să citești și despre oamenii care au făcut, despre cercetătorii care au făcut. Și nu așa rezumativ, cum e prezentat în cărțile de fizică, când spune Michael Faraday a fost un fizician cu tare, a descoperit cu tare și a murit în timpul de... Nu. Trebuie citit mai adânc. Spre exemplu, dacă s-ar spune copiilor că Michael Faraday a stat 10 ani cu sârma și magnetul în buzunar să descopere cum anume iese curent electric din aceste două lucruri, ar fi extraordinar. Deci el a stat 10 ani să
descopere ce? Că până la urmă trebuie doar să miște magnetul în vecinătatea acelei sârme. Și când a prezentat această descoperire, regina Angliei a spus, bun, și la ce folosește chestia asta? Exact ceea ce mi se întâmplă și mie astăzi. La toți care le spun că lucrez în cercetare, primul lucru mă întreabă și la ce folosește. Adică este un aspect foarte utilitarist. E bun și el într-un fel, dar în același timp cumva îți anihilează ce? Dorința de cunoaștere autentică, care până la urmă duce la dorința de sens și care leagă până la urmă de Dumnezeu. Pentru că cunoașterea duce la raționalitate, raționalitatea după aceea la sens și apoi spre Dumnezeu, și asta este foarte important. La fel, Einstein a stat tot 10 ani până să găsească teoria relativității generale. La fel, Eminescu petrecea luni de zile cu două versuri ca să găsească forma perfectă. Și după ce o găsea, le-o citea prietenilor săi, pe care arunca hârtia. Nu-l interesa nici să vândă, nici să facă rating, nici să găsească poziții universitare. Vedeți, asta este cumva bucuria cunoașterii. Bucuria cunoașterii care se alimentează interiorul, nu atât partea... Foarte interesant, pentru că ceea ce spuneți arată o anumită orientare deficitară a învățământului nostru. Și scuzați-mă puțin, informații... și mai e o chestie foarte interesantă aici, că ați văzut că și teologii, duhovnicii, când întreb ce să citești, ei nu recomandă foarte mult cărți de teologie, ci viețile sfinților. Deci, oamenii care au făcut și felul cum te alimentează acest lucru este foarte interesant. De fapt, Augusto Curie este un psiholog brazilian. Are o carte superbă, Părinți Inteligenți, Profesor Fascinant, și spunea, orele de matematică trebuie să fie legate de matematicianul respectiv și spuneți-i despre el. E un motiv în plus pentru a reflecta la educație, pentru că asta lipsește cu o evidență dureroasă din învățământ. E vorba despre starea de spirit a profesorului care predă, care la rândul ei se transmite elevilor, care stau în banc, un profesor plictisit nu va putea avea în clasă elevi pasionați, plictiseala profesorului stinge pasiunea elevilor și de asemenea acasă un copil care nu e cultivat în sfera aceasta cunoaștere, nu are părinți la rândul lor curioși pe lângă dânsul, capabil să-i hrănească întrebările și să-i furnizeze răspunsuri preliminare, va fi foarte greu pentru acest copil să înainteze pe teritoriul acesta extraordinar al cunoașterii. Ținta emisiunii de astăzi, stimați telespectatori, este să vă și trezim interesul pentru frumusețea lumii, pentru că există cu adevărat o întâlnire incredibilă între dorința omului de a cunoaște și oferta lui Dumnezeu prin intermediul creației, care este aproape fără limită, nesfârșită în surprizele ei. Avem câteva imagini și avem acest fundal dinamic care ne arată câteva din aspectele ordonate, neașteptate, prezente în lucrurile foarte simple din jurul nostru și vom vorbi despre ele tocmai pentru a vă stimula să creșteți acuratețea ochiului și a minții pentru lumea care ne înconjoară. Copiii ne învață să redescoperim această frumusețe a lumii pentru că au un ochi proaspăt atunci când privesc lumea și ne învață și pe noi să nu fim tociți în sensibilitatea aceasta. Ne-am propus să vorbim despre ordine pentru că există foarte multe surprize ale lumii constatate de matematicieni, constatate de fizicieni și care arată cu adevărat că e justificată curiozitatea și uimirea. Nu e vorba doar de o perspectivă subiectivă, nu e vorba despre, eu știu, defecțiunea profesională a unui matematician de a vedea tot felul de lucruri neinteresante, pentru că și-a făcut așa un fel de pattern de gândire. În mod real, sunt lucruri spectaculoase și mi-ați propus să discutăm pentru început despre fractali și avem câteva imagini pe care le vom pune și aș vrea să vă provoc să transmitem telespectatorilor în ce anume fractalii ar putea să reprezinte o țintă sau un centru de interes pentru aceia care vor să surprindă frumusețea lumii. Fractalii au apărut de mult. De fapt, a fost un exercițiu, a fost o joacă, de fapt, făcută de către celebrul matematician Karl Weierstrass, în care a vrut să construiască o curbă continuă și nicăieri derivabilă. Practic, asta înseamnă că în fiecare punct aveam puncte unghiulare, adică era infinit zimțată. Și asta a fost văzută ca un fel de curiozitate matematică interesantă. După care, celebrul topologist Hausdorff a încercat să caracterizeze diverse mulțimi în funcție de aceste structuri.
Și prima, ca să zic așa, apariție în fizică a fost, cred că, datorită lui Henri Poincaré. El a pus problema sistemelor dinamice, adică, practic, regulilor de evoluție pentru generalitate foarte mare, pentru generalitate foarte mare, și și-a pus problema stabilității sistemului solar. Și a scris o lucrare foarte puternică, foarte interesantă și foarte profundă și foarte dificilă, după care a retras-o, pentru că găsise anumite neregularități acolo în demonstrația sa. Iar matematicianul român Spiru Haret a reluat această problemă și a încercat să demonstreze cumva într-un calcul aproximativ. Henri Poincaré a fost foarte surprins de rezultatele lui Spiru Haret și cumva a intuit că în aceste sisteme dinamice, în momentul când există interacție de un anumit tip, apar anumite orbite care umplu cumva într-un mod foarte interesant, extrem de frumos în același timp, spațiul în care evoluează. Numai că atunci, neexistând calculatoare electronice, nu se putea vizualiza așa frumos cum e aici. Dar Poincaré a spus cumva, aceste sisteme sunt un fel de sisteme patologice. Au ceva interesant în ele. Și avea nevoie, de fapt, de calcul numeric. Deci calcul numeric ca să vizualizeze cu ceea ce apare atunci. Și atunci, neexistând calculatoare, da, nu puteau nu face... Putea. Și în anii 60, când un dinamician și un meteorolog american, Henrik Lorentz, sau nu mai știu dacă îl chema Henrik, Lorentz îl chema oricum, a încercat să modeleze circulația atmosferei folosind curenții de advecție, a găsit un sistem de ecuații foarte simplu care avea o proprietate foarte interesantă. Așa, exact cum spunea Poincaré, avea aceste orbite quasi-periodice care umpleau într-un mod foarte interesant spațiul fazelor în care se desfășura. Avem două filmulețe și o să le rog colegii din redacție să difuzăm primul film. Este cel cu care am început, de fapt, emisiunea și mai avem un montaj în care ne sunt arătate reprezentări și utilizând calculatorul, felul în care prin intermediul unei curbe se poate umple practic o suprafață. Deci este exact ceea ce a spus Weierstrass. Asta este o curbă continuă, dar care o să aibă din ce în ce mai multe uni, mai multe colțuri, mai mulți zimți. Ceea ce este foarte interesant este că lungimea acestei curbe devine infinită, pentru că iterațiile sunt într-un mări infinit, dar aria pe care o cuprinde, ea este o arie finită. Lucrul acesta se observă foarte frumos în sistemele biologice, unde, spre exemplu, plămânul are așa o structură fractală în care aria este infinită, practic, infinită, este foarte mare, cât un teren de tenis, spre exemplu, pe când volumul este foarte mic. Foarte mic. Și asta și pe principiul acesta s-au construit și materialele absorbante. Exact. Împachetând într-un volum foarte mic suprafețe în care apa este absorbită sub formă de peliculă și cu cât într-un volum sunt mai multe suprafețe unde pot fi depozitate moleculele de apă sub formă de peliculă, cu atât e mai capabil de a înmagazina apă respectivul volum. Deci este o optimizare într-un anume fel foarte, foarte interesantă. Mai avem două montaje cu exact aceeași curbă, care ne arată cumva o rezoluție din ce în ce mai mare a acestui gen de a acoperi o suprafață cu o curbă. Aceasta este curba lui Koch. Este legată foarte mult și de dispunerea brațelor într-un fulg de zăpadă. Se aseamănă foarte mult același design, să spunem, deși după o regulă diferită avem în această curbă fractalică care este covorul lui Sierpinski, ni se arată o legătură foarte interesantă între haos și formele de ordine, despre care vom vorbi ceva mai încolo. În ce spații ale naturii găsim fractali? Pentru că există această suspiciune a publicului larg, cum că matematicianul are o privire prea specializată și vede forme de ordine acolo unde aproape că nu există forme de ordine. Și mă gândeam să vorbim un pic despre lucrul acesta. Avem câteva imagini și rog pe colegi să le difuzăm. Sunt 8-9 exemplificări ale fractalilor existențe în natură. Și să vorbim un pic despre aceste frumusețe extraordinare ale lumii vii, care, deși pare că nu are apetențe matematice, totuși crește într-o strânsă legătură cu ea. Acest exemplu este foarte edificator. Structura arborescentă care există în plante. Adică este tot un fel de iterație. Se pornește de la un
un segment care după aia se bifurcă, fiecare după aia segment se bifurcă la rândul lui și așa mai departe. Și se creează o structură arborescentă, tot prin același mecanism de a fi o lungime cât se poate de mare într-un volum mic. Pentru că plantele în general respiră, ele absorb dioxid de carbon și dau afară oxigen și tocmai pentru a fi o suprafață cât se poate de mare apare această structură. Și au și nevoie de flux luminos, de lumină și exact. Trebuie să-și asigure o altă poziție în spațiu pentru a beneficia cât mai mult și asta legată și de distribuția frunzelor care este pe fiecare ramură. Și de resursele naturale, la fel, trebuie să-și aleagă un alt spațiu pentru a avea resurse. La fel, capilarele din organismul uman au tot această structură arborescentă, tot din aceleași motive. Plămânul omenesc are exact aceeași structură, tot din aceleași motive. Aici avem o cochilie de melc, construită la fel, cu o secvență care este iterată, repetitivă și prin intermediul căreia se ajunge chiar la o scară mai mare. Deși unitatea de bază este mai mică, ceea ce urmează să fie construit ajunge să fie identic, numai că la o scară mare și cărămizile fiind de fapt identice cu schela care se obține ulterior. Este un mod foarte economic al naturii de a construi. Da. Este o optimizare extraordinară pe care o face natura. Dar se găsesc și în, să zicem, niște în fenomene în care nu sunt foarte aparente. Spre exemplu, în turbulența fluidelor. În momentul când fluidul curge turbulent, aparent observăm acolo acele vârtejuri, acea structură foarte, foarte haotică care apare, dar distribuția de energie între anumite vortexuri pe diverse scale face ca într-un anumit domeniu să există această self-similaritate, adică practic o invarianță de scală a structurilor care apar acolo, prezentă în fiecare fluid. Și asta cumva este extrem de interesant, dar asta nu este observabil, asta trebuie studiat, pentru că apare din structură ecuatorială. Și cumva contraintuitiv, pentru că avem parte de un fenomen haotic. Da, este exact. Asta a fost și partea interesantă, că aceste fenomene s-au considerat haotice, pentru că ele nu pot fi predictive. Greu de predictibilitate este foarte scăzut, deoarece erorile se amplifică pe măsură ce trece timpul, sistemul având autointeracție. Dar în același timp, faptul că există aceste structuri fractale arată că, de fapt, ele nu se audice, pentru că o structură fractală este extrem de clară, este extrem de bine făcută. Aici noi observăm structură unifractală, adică este un singur tip de iterație care există. Da. În schimb, în natură există structuri multifractale, în care există foarte multe tipuri de iterații care există și, aparent, structura este haotică, dar există ceea ce se numește funcția F-alpha, care a fost dezvoltată prin anii 80, prin care se pune, ca să zic așa, mâna pe fiecare dimensiune și se poate caracteriza structura multifractală global, ca să zic. Mai avem câteva imagini, să le derulăm mai repede, pentru că ele sunt multe și doar să le trecem în vedere. Iată, o altă manieră de a construi fractalic, pe baza unor elemente standard, se poate construi o structură mare repetând același procedeu. Și aici se vede matematica ascunsă în natură pe care, de fapt, omul obișnuit o ratează și matematicianul o surprinde și noi toți ar trebui cumva să deprindem o sensibilitate nouă pentru a vedea formele de ordine extraordinare care sunt în lumea înconjurătoare. Există ceva ce ne poate inspira în mod real. Domeniul de biologie matematică a apărut relativ recent. Cred că prin anii 70-80 a început să fie sistematic studiat și în care s-au văzut aceste lucruri. Brocoli. Da, brocoli, exact. Asta este o structură fascinantă. La fel cu o construcție de tip fractalic, cu cât micșorăm scala, cu atât vedem unitățile de bază care compun după aceea fiecare structuri mai ample. Și care au tot aceeași distribuție. Asta este foarte interesant în anumite zone. Aici este o analogie între tiparul care este construit digital, e partea din dreapta, structuri vii și la scala Universului una din galaxiile tipice, să spunem, pentru că există mai multe structuri galactice, dar cele mai des întâlnite sunt cele în formă de spirală, care sunt de fapt mărturia două existențe clare, gravitația și rotația. Orice sistem care este de scala aceasta, unde există atracție gravitațională și unde există rotație, va avea
E cele mai multe o structură spiralată. Exact. Da. Și asta este, arată cumva universalitatea acestor pattern-uri liniare de la microcosmos la macrocosmos. Da. Asta este ceva care trebuie să dă o presiune puternică asupra sufletului. De ce este așa? Da. Creează o nevoie de sens. De sens, până la urmă, care este scopul. Da. Și cum de lumea este așa și se descrie atât de frumos și relativ simplu, pentru că majoritatea sunt refractare, se descrie prin interacția unor procese relativ simple. Și există structuri care seamănă, deși schimbăm registrul interacțiunilor, pentru că noi avem ceva asemănător în experiența de zi cu zi, când scoatem dopul de la cadă sau de la chiuveta din baie, da, ne apare un vârtej care are o structură cel puțin în preliminară sau la ochiul, la nivelul ochiului, asemănătoare cu aceea a galaxiei care galactică, se rotește. Da. Da. Pentru că și câmpul gravitațional, așa cum este descris de relativitatea generală, el se poate studia ca un fel de fluid. Da. Deci tot universul este umplut de acest fluid și se studiază inclusiv, spre exemplu, turbulența undelor gravitaționale, turbulența slabă, turbulența puternică. Numai că ecuații sunt mult mai complicate decât în cazul fluidului normal. Dar se studiază și sunt și experimente care se fac în fluide de către fizicieni specialiști în gravitație, special ca să pună în evidență anumite manifestări ale câmpului gravitațional. Asta arată ceea ce spuneați, o simetrie incredibilă, da, la nivel macro, care ar trebui să ne dea de gândit cumva lumea. Foarte bine ați surprins ideea aceasta și e una din dimensiunile pe care dorim să le transmitem, stimați telespectatori. Există un strigăt al naturii, un strigăt mut către ochiul și mintea înțelegătoare de a căuta sensuri mai mari, pentru că natura arată ca o construcție foarte bine pusă la punct, care ar trebui în mod normal să ne trezească, să ne stârnească în căutarea unui sens. Iată și un alt exemplu care ne arată aceeași structură fractalică într-un alt mod prezentă. E o soluție de construcție care este repetată, cum ați spus, și care oferă șansa ca toate aceste terminații să aibă un spațiu, un loc distinct în construcția respectivă, pentru a beneficia de resursa luminoasă și de apă în mod distinct. Și întinderea tridimensională dă, de fapt, posibilitatea de creștere. Dacă toate s-ar orienta în același punct, resursele n-ar mai fi... Vedeți, asta este frumusețea sistemelor vii. Ele au trei principii de bază, anume teleonomia, morfogeneza și invarianța. Teleonomia, adică există un scop. Orice sistem viu are un anumit scop. Acest lucru a fost ajutat, spre exemplu, pe genialul medic român Nicolae Paulescu să demonstreze existența sufletului. Apoi morfogeneza este exact această structură fractală care apare și invarianța este tocmai modalitatea prin care această structură apare. Care de regulă este simplă, care este simplă, este optimizată. Practic este o iterație optimizată. Și asta există la nivelul întregului regn viu, ca să zic. Viu, da, în toată lumea vie. Există, aici este raționalitatea creației, de care vorbesc sfinții mai înainte de a fi identificat în creație. Ei au mărturisit spre prezența raționalității în temeiul faptului că, nu, în locurile din Sfânta Scriptură, în Noul Testament, în mod special, toate s-au făcut prin cuvânt și pentru cuvânt, pentru logos. Iată o altă exemplificare a acestui. Aici apare inclusiv spirala logaritmică de deșirul Fibonacci, care este un alt aspect extrem de interesant că există în natură, anume, e un șir recursiv care există peste tot și care... la limită, ca să zic așa, momentul când se ajunge la numere foarte mari, toate rapoartele acestor numere duc într-așa numită secțiune de aur. Secțiunea de aur care e prezentă în arhitectura greacă, grecii o știau foarte bine. Foarte bine, exact. Da. Și în construcția multor ființe vii, spre exemplu, omul este construit pe secțiunea de aur, multe ființe vii sunt construite și spirala logaritmică, tocmai aceste spire cresc după aceste... E o rată de creștere care ține de raportul de aur. De raportul de aur, exact. Și este întâlnit peste tot. Asta este foarte interesant, că asta cumva duce spre sens și cumva vreau să spun aici că dumneavoastră a spus într-o conferință mai demult despre iluzia profunzimii explicative, prin care se taie practic orice dorință de a vedea ce este înăuntru sau ascuns, și asta de fapt a dat naștere la toate ereziile din știință. Cum și în teologie, de fapt, ereziile au fost din confuzia între natura lui Dumnezeu și lucrările lui. La fel și aici, adică se crede că de fapt nu mai e nimic. Da. Asta este toată natura și în spatele nu mai e nimic. Ori asta, aceste structuri extraordinare ne arată raționalitatea din spate.
Da, și iluzia profunzimii cunoașterii hrănește și ideologiile. Pentru că ideologiile, de fapt, da, stabilesc o limită în cunoaștere, da, pe care construiesc toate aserțiunile și exact, nu suportă întrebări de adâncimi mai mari. E ceea ce se întâmplă, stimați telespectatori, în unele situații experimentale de cercetare, de preocupare științifică astăzi. Sunt autori care dau mărturie despre faptul că în unele cursuri universitare, în universități de prestigiu, tinerii doctoranți sunt descurajați să formuleze întrebări care nu pot să dea naștere unor articole științifice viabile, calificate pentru publicații cu factor de impact. Anumite întrebări sunt prea filozofice, ele trebuie scoase din agenda unui cercetător. Sunt tocmai întrebările mari ale vieții, întrebările despre care Andrei Pleșu spunea că sunt întrebări rusești, întrebările grele, întrebările dostoievskiene, cum ar veni. Exact. Viața e făcută tocmai din aceste întrebări și toată știința s-a construit în sensul acesta. Ea a ajuns să răspundă la întrebări simple, dar a plecat la drum cu întrebările mari. Și vedem astăzi cum mari laureați ai Premiului Nobel, spre exemplu, scriu către sfârșitul vieții cărți cu întrebări rusești, deși sunt cu un profil științific indubitabil. Trebuie să rămână aceste întrebări în ființa noastră și școala are datoria să le cultive, pentru că așa mergem mai departe în câmpul cunoașterii, nu asasinând funcția interrogativă. Da. Iarăși un exemplu foarte bun de structuri repetitive, de data aceasta prezente în fluid. La nivel fluid aici există, da, ceea ce se numește turbulența în fluid și care de foarte multe ori este amestecată, ca să zic așa, cu sistemele autoorganizate. Deci există valuri, spre exemplu, care merg foarte stabil, dar care în capul lor apare spuma. Deci apare o structură turbulentă, deci complet haotică. Da. Și în același timp este și autoorganizată. Asta este un domeniu de cercetare care încă nu este clar. Nimeni nu prea știe să explice de ce apar anume aceste structuri, deși ecuațiile de fluid sunt cunoscute de 200 de ani. Dar este un domeniu de matematică extrem de interesant, cum apar aceste coexistențe între turbulență și autoorganizare. Ne se spune în caz că am ajuns la jumătatea emisiunii, aș vrea să vă provoc să trecem la un alt nivel. Ați adus în emisiunea noastră un exemplu de simetrie mai puțin cunoscută, e vorba de Calabi-Yau, și aș vrea să o punem în ecran și să ne vorbiți un pic și despre acest gen de simetrie, de formă, de ordine, care este prezentă într-un loc mai puțin cunoscut. Fapt care ne arată că această lume a simetriilor și a ordinii continuă în straturi tot mai adânci și, de asemenea, la nivel din ce în ce mai mare, găsim diverse forme de simetrie. E o poveste fără sfârșit, toată mai dăm câte un strat la o parte cu rezoluții din ce în ce mai mari și descoperim forme de ordine și mai adânc. Să punem în ecran imaginea cu Calabi-Yau, am pregătit-o pentru dumneavoastră și să ne spuneți câte ceva despre ea. Aceasta a pornit din studiul în teoria stringurilor, deci cum apare spațiu-timpul la un nivel foarte mic, la nivel microscopic. Toată lumea știe că spațiul și timpul sunt de fapt legate, cum spune teoria relativității, prin viteza lumii, ca să zic așa, și spațiul și timpul este un continuum cu patru dimensiuni. Numai că teoria stringurilor, deci încercarea de a unifica practic toate interacțiunile, a arătat că spațiul și timpul nu are patru dimensiuni, ci poate să aibă mult mai multe. Iar acele dimensiuni sunt dimensiuni ascunse, care apar la nivel microscopic. Și încercările matematice au arătat cum că la nivel microscopic s-ar putea considera ca spațiul și timpul să aibă 10 dimensiuni, adică, de fapt, în totalitate să aibă 10 dimensiuni, 4 să fie macroscopice și celelalte 6 să fie cumva înfășurate la un nivel foarte mic și să formeze o așa anumită structură de varietate Calabi-Yau. Eugenio Calabi este un matematician italian care a descoperit aceste lucruri complet în afara de preocupările de fizică, nu avea nicio legătură cu fizica atunci când le-a descoperit de mult. Când căuta să studieze varietăți algebrice cu așa numitul fibrat canonic trivial, sau mai pe românește ar fi spus, există un fel de... se poate calcula volumul și nu sunt probleme în care să forma de volum să fie nulă. Deci, cumva, forma de volum nenulă în mod global. Și el a găsit aceste structuri și ulterior s-a observat că ele apar în teoria stringurilor. Este foarte interesant pentru că astea sunt în 6 dimensiuni. În
În patru dimensiuni este ceea ce se numește curbă eliptică. Varietatea Calabi-Leu degenerează într-o curbă eliptică care, până la urmă, ce este? Este un polinom, să zicem, de grad 2 în două variabile și care au niște proprietăți foarte interesante. Așa numitele funcții eliptice. Funcții eliptice sunt extrem de importante în toată fizica. Și vă dau cel mai simplu exemplu. Toată lumea știe că un pendul, când are oscilații mici, se descrie printr-o funcție sinus. Deci sunt pur și simplu oscilații sinusoidale. Când oscilațiile sunt mari, din păcate în școală nu se mai face. Se poate rezolva și atunci. Dar numai că acel nu mai este un sinus, este așa numitul sinus eliptic al lui Jacobi, care este tot, este o funcție eliptică și care trăiește pe aceste curbe eliptice, deci pe varietăți Calabi-Yau în dimensiuni mai mici. Și prezintă toate caracteristici de oglindă, adică au pe intervale scurte, au forme caracterizate de simetrie. Absolut, da, da. Exact. Deci asta are o simetrie foarte interesantă aici. Și complexă în același timp. Deci, cum am spus, la pendulul simplu se știe foarte clar cum este mișcarea dată. În momentul în care de aceeași masă se mai adaugă încă o masă, da, printr-un alt fir, mișcarea devine complet haotică, cum apare și aici. Deci, dacă se scrie ecuațiile de mișcare, care sunt foarte simple, sunt complet neintegrabile, nu se mai poate face nimic și este o structură complet haotică. Și nu avem haotică decât încă un corp, practic, care intră în discuție. Da, este un corp. Da. Deci, dacă un sistem atât de simplu poate să dea o dinamică atât de complicată, asta este un semn de întrebare. De fapt, asta a și fost, ca să zic așa, motivația pentru care mulți care făceau biologie matematică au avut speranțe cumva să descrie sistemele foarte complicate din organismul uman. Spre exemplu, s-a observat că analiza dimensiunii fractale a unui semnal care vine de la un anumit proces fizic îmi spune câți parametri îmi generează mie acel proces. Spre exemplu, dacă dimensiunea fractală este 3,7, atunci înseamnă că sistemul meu este generat de 3 parametri. Spre exemplu, la creierul uman s-a văzut că toată structura lui electrofiziologică dă un pattern fractal de dimensiunea 6, ceva. Cu alte cuvinte, tot creierul meu e generat de 6 ecuații. Ceea ce este extraordinar. Extraordinar faptul că o dinamică atât de complicată poate fi generată doar 6 ecuații. Evident, nimeni nu știe care sunt acele ecuații. Da. Dar este cât de cât un pas înainte. Da. Și așa s-a observat și la inimă și peste tot. Pentru că tocmai aceste sisteme foarte simple poate să naștere la dinamici foarte complicate. Și, deși avem parte de haos, sunt forme haotice, nehaotice. Exact. Sunt haotice, dar care prezintă forme de ordine. Ordine de ordine, care este la alt nivel. Noi, da, ceea ce observăm este un haos, dar de fapt la alt nivel este perfect predictiv. Și e și situația analizei stării meteorologice și evoluția meteorologică pe un anumit interval. Avem o complexitate foarte mare, sunt sisteme cu seturi de parametri care sunt foarte greu de descris pe o perioadă mai lungă de timp, dar în același timp avem atractori care pot caracteriza un sistem haotic despre care putem spune aproape cu certitudine lucruri care țin de evoluția lui în timp. Exact. Deci nu e un haos lipsit de raționalitate. Da, în schimb, structura acestor atractori este foarte sofisticată din vedere fractal. De-aia nu a mers fizica statistică, de-aia nu merge probabilismul aici. Pentru că nu este o distribuție uniformă. Ci a posibilităților. Da. Și tocmai de asta a fost și faptul că s-a dezvoltat mult mai târziu. Pentru că probabilismul nu mai funcționa. Nu există o teorie ergodică, ca să zic așa, acestor structuri. Practic, creația se dovedește a fi pregătită și pentru un ochi neinstruit care să-i poată constata frumusețile, dar în același timp o dă satisfacție și unei persoane care, având instrucție cognitivă și stăpânind multă matematică, are satisfacția de a descoperi lucruri foarte complexe și în același timp surprinzătoare, care exact prezintă o anumită frumusețe arhitecturală de construcție matematică la niveluri sau în adâncime cu totul neașteptate. Absolut. Da. Studenții pe care îi întâlniți acum, tinerii pe care îi vedeți, nu știu, lucrând la Măgurele, păstrează această sensibilitate pentru cunoașterea lumii și pentru frumusețile ei și ard spiritual vorbind în legătură cu aceste întrebări de sens și de cuprindere extraordinar de deschis asupra lumii? Păstrează o astfel de... Din păcate aici n-aș putea spune că situația este prea fericită, pentru că există studenți buni, sunt studenți pasionați, dar sunt foarte legați de partea financiară. Am avut, spre exemplu, un student care a venit la mine
să lucrăm pentru lucrarea de masterat și primul lucru care m-a întrebat a zis, dar mă poți plăti? A fost primul lucru care m-a întrebat. Se putea oarecum plăti, era o posibilitate, numai că a găsit la institutul alăturat cei că, alții care dădeau mai mult. În schimb, lucrurile altceva mult mai simplu, erau niște softuri care nu știu cât era de important. Și automat s-a dus în partea cealaltă. Deși mi-a spus că era pasionat de ceea ce vrea să facă cu mine, acolo a zis că nu prea interesa prea tare pentru că era mai mult o chestie tehnică, dar până la urmă asta a fost. Există un risc aici, astăzi, da. de a migra mințile ascuțite și persoanele cu capacitate deosebită către zona unde remunerația este mai bună mai mare, da. Și aplicabilitatea imediată în industrie cu impact asupra economiei să fie mai mare. Exact. Și o anumită sărăcire în privința preocupărilor care au deschidere metafizică. Da. Asta cumva eu zic că nu este foarte util pentru că toată această dorință de a face numai pentru a publica articole, numai, poate să degenereze. Spre exemplu, munca unui cercetător este cuantificată prin număr de articole publicate în reviste cu impact și număr de citări. Evident că acum poate să apară și abuzuri. Există reviste care, spre exemplu, dacă le plătești, imediat îți publică orice articol, ei le citează. Chiar eu am primit un referat de la o revistă în care mi-a spus dacă citezi articole din revista noastră, atunci îl vom publica, ceea ce este foarte grav. Deci, practic, era un troc. Adică ne crește indicele de citare și atunci te publicăm și pe tine. Și asta, până la urmă, nu poate să ducă la o evoluție științifică în urmă sau la o cunoaștere autentică în ceea ce... Dacă cerințele se standardizează, imediat se găsesc forme de a le îndeplini formal, fără a avea conținut. Exact. Nu era evident că se cuantifică acest lucru, că poți măcar să vezi unde a folosit anumite cercetare. Citările sunt foarte importante, dar aceste devieri nu sunt deloc. Și fondurile cred că au suferit transformarea aceasta pentru că există foarte multe fonduri care se duc către cercetarea care prezintă aplicabilitate imediată. Absolut. Și mai puține, din ce în ce mai puține fonduri pentru cercetarea fundamentală. Acum aici este și o problemă pentru că cercetarea fundamentală grea necesită fonduri foarte mari, spre exemplu cum e la CERN sau cum a fost descoperirea masei neutrinilor. Sau LIGO. Sau LICO, sau la Camiocande, mi se pare că au săpat un munte întreg ca să pună acei generatori să măsoare radiația Cherenkov de la neutrini. Deci sunt multe costuri mari. În același timp, există și partea teoretică în care nu necesită costuri atât de mari și care ar putea fi finanțată. Dar majoritatea merg pe ceea ce produce, ca să zic așa. Și atunci, măcar în învățământ, ar fi extraordinar dacă ar fi abordate versiunile acestea de știință în care să fie introdusă și biografia omului de știință și aspecte de istoria științei și scrierile pe care Einstein, de exemplu, le-a scris absolut. Științific, reflecțiile lui despre umanitate, despre ecologie, despre Dumnezeu. Sunt foarte multe scrieri care arată preocupările de adâncime ale unui savant. Lucru care ar putea alimenta, de asemenea, în pasionații de fizică, preocupări similare și aceasta ar face din ora de fizică o oră de pregătire pentru abordarea lumii și a vieții post-școlarizare. La mine a avut un impact enorm faptul că am citit multe vieți de oameni de știință. Am vrut să-i imit. Când am citit că Einstein, spre exemplu, din rezultatele care le-a avut în timpul facultății și a făcut teza de doctorat, am vrut și eu să fac la fel. Evident că n-am reușit. Dar faptul că am citit foarte mult în timpul facultății din afara programei mi-a dat o deschidere foarte mare și eram foarte viu, ca să zic așa. Și eu la terminarea facultății știam clar ce am de făcut. Uh-huh. Față de cei care au mers doar pe programa dată. Asta a fost foarte... În al doilea rând este un aspect care eu zic că este și important pentru zidirea sufletească în sensul unei credințe în ceea ce faci. Spre exemplu, când m-am angajat, ne-am dus în institut și ne-a pus pe mai mulți așa într-o sală de seminar, au venit diversi cercetători și ne-a întrebat fiecare ce vreți să faceți. Și eu i-am spus, aș vrea să studiez singularitățile în sisteme dinamice, niște chestii mai complicate, după care am adăugat, dar nu sunt sigur că o să-mi iasă. Atunci unul din comisie, un domn mai în vârstă, mi-a spus clar, atunci lasă-te. Dacă nu ai credința că ceea ce începi vei reuși, atunci sigur nu-ți va ieși, pentru că aici oricum sunt chestii foarte complicate. Dacă te apuci de ceva, să fii convins, ori îți iese, ori nu te lași până nu-ți iese. Eu prima dată nu l-am crezut. Și după aia am încercat să fac cum am vrut eu, nu mi-a ieșit evident nimic și atunci am abordat o problemă care simțeam că mi iese. Și numai atunci merge. Deci asta ce înseamnă? Că cumva s-a cultivat o idee de credință în ceea ce faci, care este un motor spre a duce la bun sfârșit. De aia să și spunem,
în credința populară există mulți oameni de treabă, dar puțini oameni de ispravă, de care ispravă. Duc la cap ceea ce au început să facă. Ispravă înseamnă că ai isprăvit. Ca isprăvit, adică, da. Iar exact. Cel care nu termină e neisprăvit. E neisprăvit, da. Este extrem chiar de... Chiar dacă e om de treabă. Chiar dacă dureros. Da, da, exact. Nu exact. Fi neisprăviți. Într-un da. Fel, școala câtă vreme nu cultivă dorința de cunoaștere pentru sens, dorința de cunoaștere pentru cunoaștere, dorința de cunoaștere pentru a constata această lume și a-l păstra pe om în condiția de uimit, de copleșit, de dornic să contemple lumea. Dacă avem parte de o școală care nu face lucrul acesta, chiar dacă la sfârșit ne oferă mână de lucru specializată, totuși reprezintă un proces educațional neisprăvit. Da. Pentru că îi trimite pe oameni neisprăviți în da. Viață, adică da. Fără marile întrebări cultivate și da. Fără spiritul acesta de explorator al lumii, să spunem. Da, exact. Este foarte important. Cum credeți că astăzi părinții ar putea să-i facă pe copii mai pasionați de lumea în care trăim? Ce am putea face noi ca părinți și eventual ca profesori pentru aceia dintre dumneavoastră care sunt profesori pentru a spori în copii această dorință de cunoaștere, având în vedere ceea ce spuneați la începutul emisiunii, dificultatea enormă cu care se întâlnește astăzi și e provocată astăzi puternic generația tânără, divertismentul și posibilitățile de petrecere a timpului liber care sunt extrem de ofertante și care nu necesită niciun efort nici intelectual. Da. Da, aici eu cred că primul lucru este prin pilda părinților. Dacă pe mine mă văd copiii, vă citesc anumite chestii, lucrez anumite chestii, ascult anumite chestii, atunci cumva ei încep să mă întrebe. Asta nu înseamnă că ei imediat vor face același lucru, dar cumva vor păstra în subconștient, undeva mai, într-un loc mai adânc acest lucru și poate mai târziu se vor încerca și ei. Până la urmă, asta este important. Dacă un copil reușește să-și găsească pasiunea, cel puțin în adolescență, asta este, zic eu, cel mai important lucru, pentru că și-a găsit pasiunea. Și cumva am încercat tot timpul să le spun, nu încercați să vă căutați profesii ca să câștigați bani. Pentru că dacă faci ceva doar pentru bani și nu din plăcere, atunci nu vei fi competitiv în acel lucru. Dacă nu vei fi competitiv, nici nu o să câștigi bani. Pe când dacă vei face ceva care îți place, atunci vei ajunge competitiv și prin asta implicit vei câștiga și bani. Dar este foarte greu, pentru că, până la urmă, fiecare copil este o persoană unică. Fiecare om este o persoană unică. Fiecare are talentul lui, fiecare are darul lui. Și este greu de găsit cum anume se manifestă, că poate se manifestă mult mai târziu și nimeni nu știe. Dar important e ca să existe, cel puțin în vecinătate. Da. Și un foc ar trebui cultivat, că ar putea da. Să aibă dorința de cunoaștere a lumii, dorința de cunoaștere a omului, da. Dorința de cunoaștere a istoriei lumii, dorința de cunoaștere a universului, dar dorința de cunoaștere și o cunoaștere cât mai temeinică ar trebui să încălzească sufletul da, fiecărui exact. Copil. Da. Avem și o carte aici, Pietro Greco, Povestea numărului Pi, este o apariție recentă la editura Humanitas, care face un serviciu extraordinar culturalizării ideilor științifice scrise mai ales de numele mari ale științei. Această colecție a adus în ultimii 10-15 ani pe piața românească multe titluri și texte foarte bune de o calitate extraordinară cu privire la teme din cercetarea științifică. Cred că este o lectură obligatorie pentru profesorii de liceu și pentru cei care predau matematica la clasele 1-8, pentru că este un mister extraordinar Pi și copiii se întâlnesc foarte devreme cu el și ar putea să-i însoțească. Este problema care e rezolvarea dura cel mai mult timp. A durat peste 2000 de ani să da. Se găsească natura numărului Pi. Este ceva, a fost da. Ceva extraordinar. A fost poate vom face o ediție da. Viitoare despre Pi. Putem da. Vorbi o oră și veți vedea că e insuficient, pentru că e foarte mult. Și culmea este că astăzi, spre exemplu, teoriile de string din fizică ajută la rezolvarea problemelor de matematică. Adică din considerență de supersimetrie și de invarianță la stringuri, deci la particule, s-a ajuns să se calculeze anumite
serii de numere prime și legate și de pi, care matematicii nu știau să le facă. Deci cumva s-a inversat. Înainte matematica ajuta la fizică, acum este invers. Ceea ce a fost extraordinar. Vom avea nevoie de o tablă și de un marker, pentru că există și câteva probleme foarte interesante de geometrie unde pi intră în discuție, dar poate la o ediție viitoare. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. Stimați telespectatori, rămâneți interesați de cunoaștere, cultivați această cunoaștere în sufletele copiilor, în băncile școlii, pe băncile școlii, în spațiul de acasă, să înaintăm în dorința de cunoaștere și în explorarea lumii, pentru că avem parte de un univers copleșitor și e minunată această creație pe care ne-a dat-o Dumnezeu în grijă și o scară extraordinară prin care putem crește ca să ajungem la cunoașterea Lui. Rămânem în continuare interesați de descoperirile științifice, vom fi aici să le dezbatem cu cei care au un cuvânt de spus în teritoriul cunoașterii. La revedere!